sosit momentul mult așteptat. Da, da, da. Stai. Ce? Cu, e bine? Lasă-mă să regulă, te aranjez, da? Puțin. Da, da. Sacou, totul e, da, bine, ești, da, tare frumușel. Mulțumesc. Doamne ajută. Ce mănânci, ce bei? Doamnelor și domnilor, Dana Budeanu. Să rămână, binevenit. Și eu v-am dat, eu mai... Bună. Bună, bună, bună. Dar cam înhăimurată, doamna Filmation, Dana. Stați un pic, am ceva de zis. Da, ce vrei să zici? Lăsați-mă cu primirile. Așa. Filmați aici la picioare, da? Așa. Așați niște pantaloni pe care i-am luat din showroom special. Așa. Pentru voi. Unde mă văd? Ah, uite că mă văd. Perfect. Așa, să văd, să văd, da. Așa. Niciodată, că m-ați întrebat de 405, nu mai suport întrebările și eu nu le pot citi oricum pe toate, dar atenție. Deci, pantalonul trebuie să atingă pământul. Ce vedeți aici e prost. Vă uitați atent, da? Deci, în față, spate, cracul la pantalonul un pic evazat trebuie să fie până jos. Eu când merg, nu am voie să-mi arăt nimic. Ați, aha, înțeles? Deci acum nu e bine cum ar veni. Nu e, ăștia sunt scurs, da? Da. Sau e de la evazat? Deci, păi cum ar veni, mai evazat? Uitați-vă acum. Așa, uitați-vă așa. Uh-huh. Da, ca majoritatea. Acum așa sunt și eu ca majoritatea. Fiți atent. Atinge în spate, în față, da, trebuie să atingă. Deschiderea trebuie să, adică, vă acopere lungimea piciorului. Niciodată, nu? Da? Niciodată. Adevărul, da, că se vede ciudățel. Uite, nici că vorbesc ăștia, uite. Da. Vorbesc. E ceva ce miroase teritoriul, știi? Da? Deci, din profil, din față, spate, eu nu văd degețelele. Să mâncăm. Am înțeles. Gata. S-a... Deci, exemplu de așa nu ne-a arătat acum. V-am arătat, da? Ca să știți, să nu mă mai întrebați niciodată. Gata. Gata. O să trească să vin în fiecare emisiune cu câte un răspuns la câte o întrebare din asta care mi se pune câte 5 ani la rând. Da, 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 suntem de acord. Și cu ce am zis? Exemplu ăla care nu trebuie să mai, da, fie. Da, dar mai am și o viață, nu pot să o ar chiar așa penibil non-stop. Deci fiți atente. Deci niciodată pantalonul nu trebuie să fie scurt atâta timp cât el este evazat sau larg. Și pantalonul care este larg de sus până jos trebuie să atingă pământul, podeaua. Da. În așa fel încât să poți să mergi normal, nu trebuie să te împiedici să cazi, ok? Da. Când pășești și, da, se ridică puțin și se vede puțin, e ok, nu? Da, puțin. Puțin. Deci, este fix cum este și la rochile lungi. Uh-huh. Normal că tu trebuie să pășești, ok? Dacă rochia nu ți-acordă lejeritatea de a păși în lărgimea, aha, croiului, da, și atunci de a nu te împiedica, etc., normal că tu când mergi trebuie un pix logic. Logic, da? Da. Da? Dar atâta timp cât eu stau dreaptă, nu mi se vede nimic, da? Asta ați înțeles și cu asta am terminat. Gata, s-a notat. Doamna, luați un ecler că vorba aia ați făcut manifestație, petiție data trecută. Hai că știu ce avem azi. Ce vreți să băgați, beta? Da. Deci, băgăm, și eu, da, să mănânc, da? Bine, da, perfect. Luați, serviți, gustați. Între timp vedem ce au portat vedetele la premiile Gopo și revenim cu verdictul Danei Budean. Am slăbit două ochii. Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Ales să purtați în această seară? Cred că ar trebui să o întrebați pe soția mea, iar ea e partea frumoasă în seara aceasta. Care este Anca? Am ales să port o roche clasică și un pic aș putea spune spre o operă de teatru, nu neapărat teatrală. E un pic, nu neapărat mă definește ca și stil, pentru că e foarte puternică, dar este o creație Marchiz, bijuterii Cellini. Și sandale din mătase, mă rog, Oscar Tai. Eu am un costum Dolce & Gabbana, dacă tot mă întrebați, pe care l-am modificat că mi-a fost puțin mare. Eu am ales o rochie extrem de îndrăzneață, foarte sexy și mă simt foarte bine în ea, ce să zic. Ai avut curaj? Am avut foarte mare curaj, să știi că sunt un pic așa stresată, dar mă simt foarte bine. E ciudat că la 20 de ani nu cred că aș fi ales niciodată o rochie, dar asta am ales să o port după 30 de ani. Diana. Mi-am dorit foarte mult o ținută care să mă ducă cu gândul la Jennifer Aniston în anii 90 și rochia aceasta la Manori mi s-a părut foarte pe dorința mea așa și e și un pic sexy, apropo de sexy. Un trebuia pic să mă completez cu partenera mea. Cu ce ai ales să te îmbraci în această seară? Mai este o rochie vintage pe care am purtat-o de fapt și la Cerbul de Aur. Mi este foarte dragă și nu e o rochie pe care poți să o porți foarte ușor. Adică cu umerii ăștia așa, chiar dacă s-au întors la modă din câte știu, nu e o rochie pe care poți să o pui nici măcar la ziua ta de naștere. Și am zis că ăsta e un eveniment în care pot să-mi permit să o port din nou. Plus că îmi place foarte mult verdele ăsta, e o culoare care dă așa o stare bună. Văd că sunteți amândoi la costum. În ceilalți ani am fost în rochie.
și cred că este preferatul meu costumul acesta, că este foarte confortabil. Eu m-am conformat, adică n-am avut ce face. Aveam altă preferință în seara asta, sincer, dacă n-am văzut-o așa și mi se pare că e superbă, adică mai bine nu se putea și am vrut să încercăm și altceva. Anul ăsta am zis, haide să mergem Mr. and Mrs. Smith. Am ales să port o ținută semnată Laura Hâncu, culto, bijuterii, care îmi sunt foarte dragi și îmi place foarte mult verdele ăsta, și sandalele Mihaela Glăvan. Cum v-ați descrie ținutele din această seară? De covor roșu. De gală, da. Ce înseamnă covor roșu? Covor roșu înseamnă să te îmbraci cu niște ținute cu care nu te-ai îmbrăcat nicăieri altundeva. Adică un frac cu papion, na, e bine. Priviți-o. Adică la mine e uniformă, la doamna este superbitate. Eu am ales o ținută creată de mine. M-am apucat recent de rochițe, de rochițe, de creații. Deocamdată am făcut rochițe și este făcută în totalitate de mine. La mine e mult mai simplu, doar deschid dulapul, văd ce este available în momentul ăsta și iau ce-mi place. Cum ți-ai descrie ținuta din această seară? Ținuta elegantă, sexy, provocatoare un pic. Am o crăpătură mai provocatoare. Cum ai ales să te îmbraci în această seară? Simplu, m-am uitat la ce costume am, l-am văzut unul, cred că era singurul în șifonel, l-am luat, l-am pus pe mine și am plecat. Eu vin și de la filmare, ceea ce a făcut mai greu alegerea unei ținute corespunzătoare. Am zis eu un costum care să meargă și ziua și seara. Ăsta este. Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Hai să intrăm. Am revenit. În activitate. Hai că m-aș dezbrăcat. Auziți? Da. Mi-e calm aici. E o atmosferă încinsă. Sunt căldură aici. Doamna Caranda, dați-ne și pe noi o dată în direct. E frică, mă, Lucove, ce? Ce? Ce vrei să spui? Să ne dai și pe noi o dată în direct. Din nou, așa, când merge beta, pac, să întrerupeți beta. Da, și să ne dai și pe noi. Prima întrebare a Lorei a fost, ca să știți cum stăm. O să le mănânci pe toate? Desfigurată. Păi da, pentru că e și fumiță și ar ciuguli și ar știu. Vrea și eu. Da, nu le mănânc pe toate. Mănânc și eu câte pot, câte am timp, când o să facă... Îi dăm cuvântul lui Cove, face verdictul și noi mâncăm. Hai să începem verdictul. Hai să începem. Alina Tanasă. Stai mă, încă de asta. E prea grea la asta, microfonul. Așa e când este materialul fines. Știți? Orice, băi, atârnă. Cu cine începem, cu fabuloasele? Alina Tanasă. Da, cu Alina. Băi, ce să vă zic, este o zi mare azi. Suntem la premiile Gopo. Continuu, mă grăbești, nu mă lași să spun ce vreau eu. Să spun după ce vorbesc de fabuloase, pentru că eu am ceva de spus despre Gopo, fără Hai număr. Hai spune. Păi spune, începe cu asta, nu cum vrei. Deci, fabuloasele este o zi mare, n-are sens să intrăm în detalii, pentru Așa? Că fiind o zi mare și pentru că trebuie să sărbătorim asta, deci efectiv sunați-vă una pe alta, ieșiți la masă sau unde vreți voi, sunteți bine amândouă. Da. Mă! Este un eveniment fenomenal. Da, așa. Doamne ajută, bă, sunteți bine. Nu știu, n-am înțeles nimic cu rochile, cine, ce, cum, care nu mă interesează. Pe mine să știți că nu mă interesează. Cine a făcut rochia? Dacă e de undeva, dacă nu e... Dacă mi-a făcut-o bunica mea, dacă am luat-o de nu știu, pe nu mă interesează. Dar de ce e bine? Spune-ne de ce e bine să faci și bine, rochile sunt frumoase, am înțeles cu curajul. Bine, acum n-am ce să fac, nu te taxez pentru alea, pentru zi. Pentru mânerele alea de... Alea zici că sunt picioarele de la recamier, sandalele lui cea blondă. Cine e? Alina. Alina. Zici că este, știi, e pe pătrat așa. Asta da. Fix când pui cubola la recamier să nu se știi, atunci, pac, ai băgat sandaua ta. Deci oricând, în orice situație, e sandaua și o bagi. Deci nu te taxezi pentru aia pentru că ești bine. Sunteți bine amândouă. Rochile sunt ok, nu am înțeles cu anii 80-90, nu știu ce ai zis, dincolo, nu știu, nu văd asta. Stânga... Diana Enciu. Diana Enciu te duce așa înspre șer un pic până aici. Și după aceea nu, dar până aici așa. Foarte bine. Foarte bine. Make-up-ul bine, în afară de alea de opritorile de uși din picioarele lui Alina, pe care nu le taxăm, e totul bine. Super! Anca Serea și Adi Sână.
Da. Fii atent. Așa, la Anca, ok, rochița ți este mare, Anca. Știu că e făcută pentru tine, etc., etc., ne-ai povestit, că e un pic dramatică, că nu-i dramatică, că etc. Atenție. Steți atenți, da? Când vorbim, ăsta, mă rog, este o mătase destul de groasă, etc. Jos, în momentul în care se pune bandă, e foarte important ca aceasta să nu fie, din punct de vedere al consistenței, mai dură decât materialul, pentru că atunci este ca și când ai târâ această bandă după tine, se vede, nu ești tu vinovată, vorbesc cu cine, n-am reținut, mă rog, brandul sau, mă rog, ce ai spus, dar eu vorbesc cu cine a făcut rochia. 2. Întotdeauna, în momentul în care aveți rochie tip sirenă cu trenă, nu există trena care pornește de deasupra genunchiului la spate, ca eu, uitându-mă din spate, și gândiți-vă că Anca este un fir de femeie. Deci nu că e, că n-are care. Este efectiv fir. Un fir, probabil că are 1,75 minimum, habar n-am, e înaltă. Este un fir. Ea nu are cum să aibă spatele și fundul pătrate. N-are cum. Da? În momentul în care croiul e greșit de la spate și se taie rochia de deasupra genunchiului, fundul meu are lungimea asta și arată pur și simplu ca un patrulater. Gândiți, întotdeauna rochia trebuie foarte bine cambrată sub fese și cumva trena trebuie să pornească astfel, pentru că asta înseamnă sirenă. Sirenă nu înseamnă cum face, mă rog, croitura asta din colț, rochile alea până la genunchi mulate și... măcar ales mulate, da? Deci sub fund rochia trebuie să fie extrem de mulată. Deci pur și simplu cambrată sub, da? De acolo pornește rochia. Asta înseamnă sirena. Sirena înseamnă așa, da? Nu pătrată la spate. Ok, colierul, ce să zic? Te-ai pregătit foarte bine pentru această gală, pentru că a fost o gală și ai respectat-o ca atare. Nici nu cred că te-au deranjat... manelele și ce-a mai deranjat pe restul nobililor prezenți în sală la la Gopo, 1 și 1, nu știu câte altețe regale au fost acolo și câți din ăștia care să nasc în militari îi cheamă Marius și la București îi cheamă altfel. Știți ce vorbesc? Reveniți-vă cu aberațiile. Muzica lăutărească sau manelele nu sunt... nu știu, vreo crimă împotriva umanității, etc., dacă suferiți de astfel de opinii, nu mai faceți filme, măi, nene înferentari. Nu mai faceți filme înferentari. Faceți numai la voi, acasă, la palat. Acolo, unde vedeți că mâncați pe frigider. Nu mai faceți filme cu țigani. Dacă aveți ceva și cu muzica și cu momentul și nu digerați, vă cade greu, pe bune... Hai să ne revenim, că nu suntem nici la Londra, nici nicăieri. Și acolo să știți că e ok. Când se sparge petrecerea, nu-i problemă. Vin 2-3 lăutari și cântă, e ok. Cântă muzică mexicană, nu cântă muzică balcanică, dar cântă. Da? Deci... Ștefan Iordache și cu maestru Dinică, știți, da? Șarpele roșu. Reveniți-vă, mă, dați-vă două palme ăștia nebuni, ăștia hipsterilor. Reveniți-vă. Da. Verdict pentru Anca. Pule, Anca, n-am ce să zic. Ea nu este vinovată aici. A vrut să fie spectaculoasă. A reușit să fie spectaculoasă. Rochia este, mă rog, are mici imperfecțiuni. Este ok, Anca, pentru că s-a pregătit probabil că cel mai bine, mă rog, așa. Adi? Nu, nu este ok. Reverele nu sunt ok niciodată în viața asta. Un smoking nu are astfel de accente. V-am spus, smokingul este un costum simplu, cel mai ușor de cumpărat. Papionul este negru, nu e alb, că alb au cei care ne aduc la masă ce trebuie și pe care îi respectăm, bineînțeles, nu este spus peorativ. Da? Ok. Prost, bine. Bun. Cristina Cepraga. Scuze-mi. Continuă tu. Zii tu dacă îți place de ea, că eu vreau să mă rog. Zii tu de Cristina, că e colega de la TVR. Da. În sensul mie-mi place, ăsta, da. Mie-mi place de ea. Îți place cum s-a îmbrăcat? Hai mă, dezvoltă ca să mănânc un de-asta. Nu, spune tu, din punctul meu de vedere e ok. Acum, nu știu, nu mă pricep. Nu știu, rochia, da, deci dacă e potrivită, este, nepotrivită. Uitați-vă, da? Vedeți pantofoare și dres, cred. Fiți atente. 15 de ani de
săptămâna trecută. Rochița este o rochiță de prințesă. Așa. Disneyland, așa. Da, ce să spun despre Cristina? Mi-e greu. Pentru că ea este o personalitate așa, pur și simplu o personalitate într-un corp foarte fervescentă. O știu așa, și când era mai mică, și de când era mai mică, e, nu știu. O femeie foarte frumoasă. Da, da. Rochița e, da. Așa. Deci nu-ți place cum s-a plecat. Nu, demnă de o fetiță, okay. De o prințesă de la Disney, așa. Nu. Hai să mergem mai departe. Bun. Elena și Aureliu Surulescu. Da, mă, uite smoking, uitați-vă un pic. Băieții. Toți băieții să se uite la televizor. A, ok, ei sunt amândoi așa. Fii atent aici. Deci la ea, fără Batista, mă, ce ai pățit? Batista e albă. Always. Terminați cu bideile. Atenție. Am înțeles că amândoi ați venit în ok, foarte bine, cercei Raus. Atenție. Gală, diamante. Nu-s diamante, nu e nimic. Deci, regulă. Diamante sau nimic. Diamante rubine, sau nimic. Hm? Safire, rubine, nu? Să rămânem la diamante. Ce are cineva? Safire, rubine? O să vedem mai încoace verde. Nu e nici safir, nici rubin. Deci, cercei Raus cu alea de plastic, da? Raus? Niciodată. Raus înseamnă... Poate sperle, nu sperle, mi-așa like okay. Asta e și fost o săptămână în Germania. Da, deci, n-am fost niciodată. N-ai fost niciodată în Germania? Da, am fost în Berlin, în whatever, dar nu-mi place. Mă gândeam. Fiate. Pantalonul de smoking, ok, trebuie să fie foarte bine definit din punct de vedere al dungii aceleia. Da, pantalonul are dungă și eu trebuie să o văd. Ea n-are voie să se muleze, v-am mai explicat. Pe pulpiț, a, uitați că am aici dunguță. Vedeți dunguța? Așa. Uitați dunguța asta, da. O vedeți? Ea e cusută ca să stea așa, da? Așa trebuie să-mi stea pantalonul de smoking. Pantalonul de smoking n-are voie să tragă de dungă până o face colant, ok? Deci o să văd dunguța, da? Hai că-mi cade asta. Veniți mă să-mi smulgeți asta, dați microfon. Așa. Nu, că nu e ca și când. Deci și pantalonul este lung. De ce? Trebuie să-ți văd glezna. Mai ales atunci când ai stiletul în picioare. Ei nu trebuie să depășească glezna, da? Ok. Astfel îți pantalonul scurtează piciorul. Pantalonul nu? Nu. Ok. Da. De verdict? Bine, mă, bravo. Da, s-a aruncat și aceea și Batista, atât. Bun. Olimpia Melinte. După față. Poftim? Pe el știu unde, de undeva. Este actor, a jucat în multe filme românești, multe proști, chiar în super producții. Serios. Hai să mergem la Olimpia. Nu știu cum se cheamă... Hai mă la Olimpia. Nu hai la Olimpia. Da. Olimpia Melinte. Frumos. Roșcatele pot purta muștar și auriu. Și verde. Atenție. Și... Frumos, frumos. Și roșu. Mm. Și da? Roșu. Da, da. Și roșu. Asta n-am știut. Aici o să fac o paranteză cu roșcatele pentru că primesc următoarele întrebări. Ai zis că cu ruj roșu și dacă are roșu și ruj roșu și roche roșie și... Eu vorbesc așa pentru că nu ai cum decât să gândești la nivelul ăsta de viteză ca să poți să pui întrebarea asta, da? Ai zis că cu roche roșie și cu ruj roșu nu se poate și uite, Kate Hudson a purtat roche roșie și ruj roșu. Așa și? Da, dar... Și ce dacă... Care-i... Adică dacă îmi dai un exemplu internațional, ce înseamnă? Nici dacă e ton pe ton? Dacă sunt identice tonurile de roșu? Acum am să răspund că întrebarea, fii atentă, întrebarea este foarte fină. Noi nu suntem la acel nivel de finețe ca să discutăm astfel de subiecte. Bineînțeles că există ocazii în care anumite reguli, da, pe care le respectăm astfel încât să nu greșim chiar în fiecare zi, da, există anumite reguli care fac excepție în funcție de cine le încalcă. Bineînțeles, dar este, cum să spun, o discuție de finețe care, credeți-mă, pe absolut toate femeile care ne urmăriți, vă depășește. Nu aveți cum, adică nu vi s-au terminat toate celelalte probleme și greșeli ca să întrebați, dar în nuanța X de roșu totuși e ok, că încă nu aveți 4-6 de nuanțe de roșu. Okay? Hai să mergem mai departe. Adică întrebați, știți? Bă, ați terminat.
cu restul. Știi cum e când termin cu... Nu mai mă, nicio problemă și ultima problemă e asta, mă, că nuanța aia, mă. Știi? Da. Vezi că ai dres 15 den, iarăși, cu balerini. V-am văzut azi, iarăși, plină strada. Stați așa, hai să o luăm încet, de jos în sus, de sus în jos, trebuie să o luăm de la creier și e greu. Olimpia e bine? Da, mă, e bine. Nu știu cu setul ăsta, cu cercelușii și cu ăla la gât, fără ăla, da? Alina și Adi Nartea. Și sandalele, vezi că trebuie un auriu mai închis. Am zis și asta. Vorbesc numai despre el. El este actorul din Vlad, da? Da, da. Ca și Olimpia. Așa. Ca și ce? Olimpia. Ah, ok. Și de mai devreme, da. Doamna este soția. Doamna, da. Noi vorbim doar despre el. Este superb că o complimentează astfel pe soție. Foarte bine. Rochia nu este frumoasă deloc. Poate partea de sus, dar în jos e dezastru, dar nu ne interesează. Deci o scoatem din discuție. El asta este zici, impecabil. Zici doar de el. Asta. Pentru că tu m-ai obligat. Nu te-am obligat ba eu. Da. Și când a fost beta, mi-ai spus că trebuie să... Nu ți-am spus așa ceva. Pe cine credeți? Hai să vorbim despre el. Hai zi de el. El e perfect. Bravo, perfect. Hai mai Doamne, departe. Doamne, dar eu nu știu dacă am mai auzit vreodată cuvântul ăsta de când sunt aici. El este perfect. De la pantof, asta înseamnă smoking. Pantoful întotdeauna de lac, Batista întotdeauna un centimetru alb, papionul e perfect, cămașa totul este perfect, lume. Arată perfect. Ce bine, să vă spun? Adi! Vlad! Da, da. Și-au făcut da, defecte Adi eclerele. Adi este el în viața reală și Vlad este personaj. Și eu sunt fan. Uite, Vlad, pam, pam, cine iubește nu iartă. Hai, fetelor, hai să continuăm. Așa, continuăm. Diana da. Sar. Tot, hai că n-am reținut la ea. Imediat, acum mă concentrez. Tot, aba, da, a zis că cu ești. E provocatoare și sexy. Așa a zis, fix. Da. Ești mișto, mă, ba, da, îmi place. E mișto fără brățară. Fiți atent. De ce? Acum ce brățară ex, păi, fără brățară, pentru că este accesorizată rochia, da? Lasă rochia. De ce mă atragi? De ce? Pentru că tu ți-ai pus ăsta de tenis, banda aia la mână, da? Două ți-ai pus, două, trei. Așa. Și nu mă mai lași să admir rochia. Eu n-am cum să admir ceva extrem de fin, da? Care trebuie să-mi atragă privirea către decolteu, pentru că trebuie să mă uit la mână. Dar e acolo în zona cu crăpătura aia pe picior. Nu, nu e nimic. Nu are ce să caute această brățară. Da? În rest ești bine. Foarte bine chiar. Frumos. Gina și Bogdan Vlădău. Gata, stai că... Sunt curios ce zici. Zi-mă tu, Andreea, e normal ce se întâmplă aici? De unde veni vorba de Andreea? Toma la Bogdan? Și ce să zic despre el? Care, da, Andreea? Care a făcut iar ochia singură. Atenție, măi... Alexander Votier, înțeleg că este un designer care este acum pe val. Anul trecut copiați Saint Laurent, astăzi ați luat o razna cu ăsta. Stați un pic. Ok, foarte bine că îți faci rochițele singură, nu știu, sau ceva de genul ăsta a zis, că și-a costat da, singură? Da, ea este și designer acum și... Ah. A, ok, nu, că nu, nu în sensul că, în sensul păi, că Alexandru Vătie, știi? Ce contează dacă e frumoasă rochia sau nu? Nu contează dacă e frumoasă sau nu, că așa și Jojo a venit cu o rochie care era copiată 1-1, Saint Laurent, făcută nu știu de cine, nu contează, este neimportant, nu e ok, nimic. Nu e ok, mă, e prost, nu e ok. Cum adică e ok? De ce e ok? E un respect pe care l-ai față de unul care a făcut și el ceva, l-a desenat acolo, a avut o idee, hai să ne revenim. Normal că am repetat de 100 de ori, suntem într-un sat. Ei, acum, și eu dacă pictez Mona Lisa, acum ce vrei să, ce? Să supere Neala pe mine că am încercat și o să pictez? Nu, pictezi o altă fată frumoasă, nu mai sunt? Da, mă, nu l-am reținut cum e Bogdan, că nu, nimic, că nu e bine, că nu e în smoking, punct. Da? Bine. Bun. Da, Toma Cuzin. E greu, mă, există o plajă, și am mai vorbit de actori, despre care mi-e greu să vorbesc. Pentru mine, na, el e la sferbinți, e de acolo, e... Ce să nu poți să te superi? Nu ai cum, ce să zic, nu ești bine, că trebuie să fii în smoking, dar el a ales un costum să fie și vara și iarna și toamna și... A și zis, și, na. Da, bă, nu ești bine, dar nu te, știi care e ideea? Că nici te interesează, asta e și ok, asta, nu, n-am...
nu e ok. Adică trebuie respectat, e o gală, înțelegi? Dar am el înțeles. Cred că a știut că o să fie concerte manele și atunci de aia nici nu l-a interesat, că nu e ca și când îl las... Vă rog. Da. Da. Ați distrus realmente această gală, nu organizatorii neapărat că s-a țipat rău, porcă cine a organizat și a putut să facă așa ceva, s-a vomat în sală, a fost tot felul de situații în momentul în care a început concertul, adică ei nici nu înțelegeau ce se întâmplă. Mulțumim tare mult. De ce mă întrerupi? Păi te întrerup că nu mai avem timp. Te rog să guști din eclerile pregătite special pentru tine. Îți mulțumim pentru prezență și te așteptăm cu mare drag și săptămâna viitoare.